Gata? A început? Gata! Se da, trage! Bă, prim, se trage! Primul e ca la revoluție. Da. Primul. Asta, i am rămas cu Duma asta din... Uh, au avut un live CTC la MTV. Yo MTV Raps din România, dacă mai țineți minte Ma. că DJ Dox făcea chestia asta cu 100 de ani. Mm. Și au tras CTC-ul și a început cu asta. Se trage, se trage și a zis totul e ca la revoluție. Sau... Dar da. 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 asta era da. în anii da. 90 sau 2000? Nu există în anii 90 nimic la noi în anii 90 nu era nici Bă, era în TV România și era și Atomic dar da, cum, da, 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 cum, cum să nu? dar nu exista rep. Ba da, cum să nu există, mă? Păi da, bagabonții 99, toate astea erau... Da, ori... nu exista, da, asta CTC. Am auzit eu în 2001 de ei. 2002 da, cred că CTC a fost după, de după 2000. Da, nu, frate. Nu, Zici? o peste 20 de ani de... De muzică. Adică, nu, a, da, e făcând, adică, dar nu a ajuns la noi și nu erau la TV, să zic așa. Uite, vezi perspectiva au... de bărbat alb, dacă n-a ajuns la tine, nu păi exista. Da, normal, nu mă, ziceam aia... de, de emisiuni, mă, ziceam de emisiuni la Atomic și la MTV, n-au fost în 90. A, tu nu mă, e aia de emisiuni, aia... nu de muzică. Nu mă, de asta ziceam de emisiuni, că nu, nu a, erau. Nu știu. Yo MTV Raps, la noi sigur a fost după 2000, pentru că nu, avea, nu au fost de. numai din ăștia pe care, adică înainte de 2000 nu știm decât de Paraziții, Mafia, Racla, nu da, știm da, de... Da. Nu Bă, voi ați văzut de... Pimp My Bedroom cu Paraziții, știți? Prima, acum mulți ani? Da, 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 da. Foarte tare, aia mi se da. pare că trebuia continuată. Ce amuzant e asta că la noi, la România, nu era Pimp My House sau mai era o cameră, <laughs> Low budget. Aveam au... de două case sau trei apartamente. Au <laughs> început cu Pimp My Hall și după bă, parcă e cam sărăcuț așa. Măcar un dormitor. Să... Se facă Pimp My Pimp. Să fie cu târfe... Da. Care... Târfe sărmane și care au pește târfe sărmane târfe sărac. sărmane pește sărac. Pimp mai pimp. La altă păstă. Terminat așa, da. Oficial ai fost pimpuit. Da, oficial <laughs> ai fost pimpuit. Peștuit. De, de da, era marfa dacă zicea peștuiește-mi. Peștuiește, da, ce drăguț. Da. Proxenetează-mi. <laughs> Nu mă, tot pește să... să nu mai vină. Pești tu ești în mașină. Pești tu Da, pești ești Foarte tare. Și <laughs> nice. Bă, trebuie să anunțăm că ne vorbim și despre entertainment și despre muzică. Teo, să știi, numai că nu s-a văzut până acum. Dar trebuie să știi toată lumea că a ieșit noua piesă a lui Tudor Chirilă. Mmm. Da? Trebuie să ascultați, frate, e oribilă. E e un, un fel de manifest, trebuie să fie. Nu? Da, da, da. Ai. Am știți ce a fost foarte amuzant? Astăzi am văzut pe telefon și pe telefon îți arată preview fără sunet. Uh -huh. Când treci pe acolo, îți arată preview pe YouTube. Da. Și erau doar cadrele din clip și m-am întristat, efectiv. <laughs> <laughs> nu s-a nimic. Vedeam cadrele cu el nevorbind și era numai da. el uitându-se pe geam așa, trist. <laughs> da. Ceva ce bate la ușa virusului acum. să <laughs> da, îi bate da, da, da. obrazul la virus, nu? Încearcă să-l facă de rușine. Asta e, nu? Da. Trebuie că e ceva cu asta, cu drame cu, mă rog, Normal, nu cu drame. nu, nu intră nici sunt... la muzică nu intră nici la muzică și la entertainment așa că de și, mie, ce și, mie îmi, place Tudor Chirilă wow știți știți out part. Part. Wow. de unde <laughs> se duce de aici? deci <laughs> nu mai de, exact <laughs> Eu am tăcut <laughs> că încerca să <laughs> ca zi repede De câți ani te știu și nu te-am auzit vreodată te zicând ceva atât de dumneavoastră Nici eu nu știam De ce a durat atât de mult să ne spui asta, Alex? Frate, știam relația lui Teo cu Tudor Chirilă și n-am vrut să, mm, Nu. Okay. A fost relația a fost Serenos. mai mult o aventură bazată pe dorință sexuală, nu ai, a fost o relație, Ai tatuaj din el la trem stem cu vama aici deasupra scrie vama veche din spini. What's. Da. -ai, mă Chirilă am hand. un TC ce aici pe <laughs> <laughs> <un TC. laughs> oh, <dear. laughs> Da. Așa, Tom Segura, parcă treia să ne uităm, nu? Mm -hmm. Hai. Da, 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 da. Tom Segura Barberit bar uh, Bă, uh, am uh, M-a amuzat foarte tare reacția oamenilor la când a, a când a că, Hannah Gatsby, că nu nu era clar că nu i-a te amuzat. Uh, uh, a, deci de aici plecăm. Okay. De aici okay. Plec. OK, OK, deci așa se joacă <laughs> și interesant. Da. Uh, Bă, este, eu tocmai de asta am zis să discutăm despre specialul ăsta, tocmai pentru, sau din cauza, sau datorită reacțiilor pe care le-a provocat, știi, că, va, nu vine să ce, căcatul ăla, bă, extraordinar că a provocat reacțiile astea și tocmai de asta ni să discutăm, că trebuie discutate reacțiile astea. Eu mi-am notat, pentru că uit de obicei materialul și detaliile, mi-am notat aproape toate bucățele cu punct așa. Nice. Uh... Păi dar asta facem și noi, ne notăm tot timpul. Cieși, da, bun. nu și de data asta... <laughs> Pe data asta nu, că nu prea a fost Păi ce da, n-am adică... avut ce, dar ce a meritat ceva Dar ce stric eu pixul pe pizdele astea, pe astea? Eu am și notat și adică... nu știu dacă e pizdă Sunt, eu am notat doar că sunt jumătate de cuvinte Că era, dacă, dacă dai skip, dai că nu-ți dă skip exact la cum de la ce. Și am, da, deci Și eu al câte la rând, de mă piși pe morți ei să scriu <laughs> <laughs> Adică am scris de trei ori, da <laughs> Da. Da, a avut. Bă, dar voiam să vă întreb ceva. Dacă nu exista bucata de la sfârșit. că ca să de la coadă la cap. Dacă nu exista bucata de la sfârșit. Aia, statementul, aia serioasă. Mai mai era la fel de pișat pre el, specialul ăsta? Da. Cred că era mai rău de acord. Eu nu sunt de acord, pentru că valul de... Valul, deci în primul și în primul valul de muie care a venit către specialul ăsta, a venit în principal totuși ca răspuns la chestia aia cu bărbații, adică și a venit mai degrabă de la bărbați, adică de la noi, că de, asta e ce, straight white men. Ceea ce, într-un fel, trebuie să stai un pic să te gândești. Dacă ea, zi, dacă ea vorbește foarte mult despre straight Wit și e problemă cu asta, și discute și asta, și după aia vine un val de muie de la ea, e oare obiectivă chestia? E oare Adică chiar atât de n-are păi, niciun fel de mă, treabă specialul, dar întâmplător. Ce zici zis? tu, e, e ca și cum eu m-aș apuca să zic că femeile sunt niște curve și pe o să zic normal, frate, femeile care sunt curve o să se gândească să comenteze la asta. Și după aia o să comenteze și o să pară. A, pe stai mă puțin ați comentat. Uh, da, e o mică diferență, așa da, e că ea, nu e ea are semidreptate acolo, adică până la urmă relația de putere între tine și femeile curve nu e aceeași ca între ea care a pățit și lucra, sau femei în general și okay. bărbați. Adică. Da, așa, ai dreptate. Dar să zic că la sfârșit, întreabă și pe mine s-a strâns carnea. La sfârșit, de pe la ultimele 10 minute, când dă bomba aia nucleară cu violul, și după aia tot finalul ăla. Se strânge carnea pe tine, dar pe de altă parte nu asta voia, nu asta era intenția, adică nu exact asta urmărea. Da. Nu, știi cum mi se pare mie special ăsta? Eu l-am văzut două ori chiar. Uh, o dată fiind suficient. E. <laughs> Îl văd ca pe o. adică, știi cum e? E ca. n-am o comparație o chestie care nu-ți place neapărat când se întâmplă, dar îți face bine. E un fel de mers la sală, e o salată de quinoa, în timp ce o consumi, dar după aia, după ce o termin, te bucur că ai scăpat <laughs> și, și te gândești că îți face bine. E clar că specialul ăsta face bine. E clar că face bine. Și dar cumva nu, adică, e... în ce sens face bine? În ce sens? Bă, ca orice chestie care a făcut, care a fost la momentul ăla oarecum controversată, a fost greu pentru omul care a făcut-o, dar în long term a fost o chestie bună. Adică unde s-a ajuns cu toleranța față de oamenii ăștia? E așa a pornit de fiecare dată. Adică cam așa se întâmplă lucrurile. lucrurile. Adică se pornește de la... Nu? 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 Eu total de acord, dar. Ce? Voi voi, Deci noi suntem acum, nu suntem nici de 3 minute, nu înregistrăm și deja e clar că eu sunt oarecum de o parte, voi trebuie să parte altă și atunci... Nu, eu nu sunt de partea cealaltă. Adică zic că mie personal, adică mi s-a părut ok, ca entertainment nu pot să zic că aș trece o... De exemplu, pe de altă parte pot să iau și filmul Joker mi s-a părut ok când l-am văzut, mi s-a părut apăsător, nu l-aș vedea a doua oară, Doamne ferește. Mm -hmm. Dar la momentul ăla l-am apreciat, dar mi s-a părut apăsător, nu l-aș vedea încă o dată. Și așa acolo trec și Hannah Gatsby. Băi, dacă, 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 dacă nu făceam asta, l-ai mai fi văzut a doua oară? Bă, cred că l-aș mai fi văzut dacă ar fi... Nu l-aș fi văzut for the entertainment purposes, pe de altă parte, eu nu fac asta aproape niciodată cu nimic. A, ah, adică, să revezi, da, ok, înțeleg. Nu prea revăd lucruri, deși nu le țin minte. Știi ce aș revedea acum? Și apropo, vroiam să vă propun chestia asta, deși sună mm -hmm. blasfemiator. Uh, M-aș mai uita acum încă o dată la tot Richard Pryor. Și pentru că, exact cum zicea și Bill Burr acum de curând, că povestea de. vorbea cu Kreisner la podcast, uh -huh. știi, și zicea că el când a văzut prima oară Pryer, el era prea puștan și nu făcea de destul timp meseria asta cât să înțeleagă la ce geniu era martor, știi. Uh -huh. Și, într-adevăr, și eu când am văzut prima oară Pryer acum, nu știu, 10-12 ani, când am văzut prima oară 15, știi? când am văzut prima oară Pryer, bă, n-am înțeles de ce e atât de prea slăviți, Că am fost la modul, da, face niște personaje, da, are niște povești, dar că nu mi s-a părut ceva ieșit din comun, știi? Și acum încep să înțeleg cât de mișto era, cum scotea el din el chestii, cum cât de sincer era, că e și greu să-ți dai seama că a fost printre primii care a ars -o așa, știi? Și atunci uh, Prior clar aș mai vedea, deși atunci nu am fost entertained. Eu am văzut cu două luni uh, Prior, ăla specialul ăla, îmbrăcat în roșu, așa, 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 da, nu știu cum se cheamă și este într-adevăr așa e, o să vezi niște chestii, dacă te uiți da. acum cu o ochii ăștia o, o să vezi niște chestii șmechere și prin prisma faptului, cum ziceai tu, că le făcea atunci, da, adică de-abia le fac da. oamenii acum în stand-up da, da, da. și uh, trei da. chestiile astea. Da. Și ăla, Live da, and Smoking, frate, interesant. când povestește el cum a supul și ăla e extraordinar. Ui, e eu, ala e ala da, 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 povestește el când, când mi se pare când era mai pușta, nu știu, are, are niște povești de asta. Da, să spun că chestiile alea... Cap. Da, 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 da. Uh, deci, uh, și uite, uite ce reacție obține în 2020 chestia asta, dar da. în 70 când făcea el. da. Uh, wow. da, și de asta spun că nu vreau să zic că e ca prior, dar... mi, mi am notat prior când m-am uitat la, la ăsta, în sensul că este o chestie extraordinar de personală. Diferența foarte mare știi unde e și știe ce cred că. că nu e amuzant. Dar un pic mai la amănunt decât că nu e amuzant. E vorba de ectauturi. Femeia are... Uh, 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 glumele nu au act-out. ci cum știe Vio foarte bine că ne tot explică ceva vreme, umorul din act-out-uri vine, nu din ideea în sine prezentată. Și ea prezintă mai mult ideea și nu face... ta. știi? Și de asta oamenii au fost așa foarte, nu știu, au avut reacția de, băsta, nu e stand-up. Da. nu e deranjant faptul că de trei ori am numărat eu face chestia asta? Ca, la, ca zice o glumă, o glumiță ușoară și face, ha, am glume. Gen? La un teatru cu 150.000 da. de, de oameni, cât dracu sunt o acolo? 100. Nu 150.000? <gătări> da, mă rog, 5.000 50. de oameni sau cât ar fi acolo. că adică mi se pare că e Știi un cum erau glumele alea cu mele ale ale care nu știu câte centimetru? Așa e, moca nu știu <gătări> cât... Că... Ce, da, pe ce, mă? da, ăla de la Cluj, ce, de casă... 70.000, cât are? 70.000 sau 70.000, oricum ceva cu 7 trebuie să aibă. Mocarul, arată-ne pe camera, cât ar... Cât, cam cât crezi tu că e un membru al publicului? E bă, foarte mare un... Are fiecare foarte... membru al publicului este foarte mare. Oh. În oh. meu <laughs> <laughs> uh, bă, stai puțin. Deci hai să o luăm așa. Uh, eu nu sunt fan uh, al acestui spectacol, Adică nu pot să spun că Macră are foarte multe momente... Adică are foarte multe faze bășite cum ar fi. Că, da, mai mult din perspectiva asta, că e foarte snoabă. Mm. Și e pentru oameni nu, Bă, până la urmă este la operă în Sydney, frate. Adică, gândește-te da. puțin și în perspectiva asta. E un spectacol înregistrat la opera din Sydney, care e una dintre cele mai mari opere din lume. Deci, nici nu intre așa oricum acolo. Deci, era clar că ea vine într-o perspectivă de asta foarte. Pula mea, e înregistrat la opere, ce să mai zic, chiar da, da, trei da, ori. Da. De deci e snoabă? Pui, da. Și are multe fați de astea de... Mm -hmm. Da, să adică pe mine știu la momentul ăla când am văzut, nu m -a, adică, nu știu dacă zic, mă duc așa mai departe, că mi-a plăcut tot, dar au fost câteva momente foarte mișto. Uite, mi-a plăcut și are aia niște cu... glume extraordinare. Că zice... M-a amuzat foarte tare că zice că e lesbiană și e introdusă mereu ca de uh, lesbian, lesbian comedian. Și comedian. eu... Uh, and I cook more than I lesbian. Da, da. Dar nu da, mă da, prezintă da, nimeni de da, cooking da, comedian. Da, da, da. da, da and da. I cook more than I lesbian. E foarte mișto expresia asta. I cook more than I lesbian. Ce are? Are da. niște, niște bucăți miștoțează. Mie mi se pare că... Eu eu am, și la un moment dat l-am trecut la un special pe care, da, trebuie să-l vezi, e un special bun, face bine, vorbește și inclusiv chestia asta că și în cadrul lor în, la gay și mulți din ei fac aceeași chestie pe care o acuză la alții și anume fac discriminări și e, mi se pare foarte mișto pusă problema. Bă, e deci, clar că are trei are adică eu am văzut în specialul ăsta trei categorii de bucăți. Una este de glume clasice care sunt de la glumițe, cum ar fi aia de care zici tu cu șef uh, comedian, care este o glumiță, e de dat la un set de TV, e da, foarte da, da, mișto, foarte da, ușor, da. ușor, De la glumițe până la observații mai grave. Mie, de exemplu, mi-a plăcut foarte mult uh, gluma cu uh, că straight white men uh, au o problemă că acum sunt sub categorie, că sunt categorie de oameni. Mi s-a părut în observație că până acum era basic human. Deci să fii straight white man era basic humor și de acolo încolo începeam să împărțim oamenii. Mi s-a părut superbă observația. Ca așa este, frate. Deci, uite-te în istorie, mii și mii, nu chiar mii, sute și sute de ani, dar a fost gen bărbatul alb și restul oamenilor împărțit pe diverse căprui. Bărbatul maro, femeia roșie. Deci, ce să spun? Astea e glume. După care ai partea a doua, categoria a doua de glume, mi s a părut astea personale, povești, gen. Chestii cum a fost aia cu uh, că ești un poponar care se dă femeia mea, din nou care e o poveste mișto, uh -huh. și după aia a treia categorie de bucăți sunt alea grele. Cum e ultima, cum e aia că a bătut-o, cum e aia că a fost... adică astea care sunt chiar... de acolo a pornit chestia că ăsta nu e stand-up. No. Știi că a fost... când a apărut special, s-a discutat foarte mult dacă e sau nu stand-up. Și de o parte și de alta, adică și pe partea pozitivă mi s-a părut exagerat, mi s-au părut exagerate amă de opozițiile. adică și aia pozitivă că mamă nu va mai fi niciodată stand-up-ul la fel că mi s-a părut de să râzi și cu curdea. de ea. A, da, adică mă, gata, mă. că gata, că s-a terminat, gata, a scos Hana Gatsby asta și s-a terminat tot stand-up-ul de acum e în altă lume, e o bășină sinistă, dar și chestia e altă că așa ceva nu e stand-up, du-te morți mătii, Hana asta nu este, stand-up. Nu e chiar așa, dar are, are alea, dar dacă da. pui ăsta nu e stand-up fără dute te măti morții, mă, Asta e părerea mea. Hmm. Ăsta nu e stand-up, dar fără du te morții, Adică doar ăsta nu, fost... nu e stand-up. E foarte Ești mișto okay ce zici. ca om? Nu e te fi... plac? E, e foarte mișto cum pui tu problema, dar nu s-a întâmplat asta. Că o să cauți reacțiile... Nu, nu, părerea mea mă refer. Noi, noi a, vorbim despre noi aici. Da, a, despre părerea ta, părerea ta, asta. asta spun că e interesant ce zici. Accept ce spui tu, dar nu s-a întâmplat asta în Adică nu nu așa a fost reacția. A, asta eu nu consider că este, poate face parte din categoria, dar în rest eu o respect ca Nu, a fost cu muie adică a fost... Dar ție ți-a ți venit să râzi la ceva? Nu neapărat că ai râs, dar ți s-a părut ceva umoristic, ceva la care ai fi râs? Da, da, dar numai că nu a Mie nu mi s-a părut râd. nimic, adică am, am apreciat, uh, ce ați zis voi până acum, am apreciat câteva glumițe și câteva... Nu știu cum a pus problema, observații sau așa, dar nu văd ca aș fi râs în niciun punct al. Ca aș put, fi putut măcar să râd ca să pot să zic că e stand-up comedy. Dar tu râzi? Când te uiți la Eu mă râd la asta. Dar nu, asta, de asta zic, că nici mă, nu la toate râd, dar uneori văd, văd o glumă la care dacă, știu că dacă aș fi fost în sală aș fi râs. Mamă, cum e, nu ca mema aia cu formulele matematice, nu dacă nu eram aici, dacă eram în altă. Nu, <laughs> da, sau văd o glumă la spui. care știu că publicul ar. Fi, a, de, înțeleg de ce a râs publicul, știi, dar la asta n-am văzut nimic la care înțeleg de ce cineva ar fi râs. Erau doar niște. un um, șir de statement și povești și. Nu, e, nu sunt nu... mult mai multe glume. Asta, eu de asta am vrut neapărat să notez toată bucată cu bucată. Pentru mm -hmm. că. Știu de data trecută că dacă te uiți la el fără să-ți notezi toate bucățile, deci toate punctele din el, la sfârșit ți se pare că au fost mult mai puține glume decât au fost. Eu acum stând și notând tot ce zice, mi-am dat seama că sunt cel puțin de două ori mai multe glume, efectiv glume, decât da. îți lasă impresia când se termină. Că se termină Am foarte interes. greu și îți rămâne în cap numai, numai statement-urile. Cred că, că rămâne rămân mai, multe glume. mai mult emoția decât ce a zis, mai exact, mult ce ți-a exact. Iar mie, mie, în primele 10 minute, mi-a devenit antipatică și neplăcută prin, cum zici tu, că e pentru snobi un pic. Oh, uh, dar la început, să so știi că e bucata... Pentru oameni, da, adică de, chiar... Da, de acolo, cum ar veni, am, am, am ajuns să nu o plac și uh -huh. după aia nu mi-a... Adică mi-a venit să opresc, am oprit de câteva ori, uh -huh. uh, m-a pierdut cum ar veni, știi? Pentru uh -huh. că n-am plăcut-o pe ea, nu s-a stabilit o conexiune și cam asta a fost, fără să uh, judec neapărat ce s-a întâmplat. Eu prima oară, și de ce nu m-am uitat? Când a apărut, v-am auzit pe voi discutând despre nanet la pe la club, și eu am crezut că este un special cu o negresă în net că e o tipă A, deci tu ai discriminat-o pe motive greșite, cum ar vezi. Eu am crezut că e negresă și de fapt ea era că. Da, bă, eu am crezut că e o din asta. A, nă, net, mă, și nu le-a plăcut băieților că e prea din asta, știi cum mai sunt. Și eu când am văzut, când am văzut-o cum arată, nu m-am mai uitat la special. Wow, that's... <laughs> Înseamnă mai... că te urești pentru total altceva. <laughs> exact, <laughs> da, da. că de sunt eu, asta vreau să zic. <laughs> da. Bă, e... Zi, zi, zi. Nu, no, e aia cu... Eu n-am cum eram într-un desen animat era cu un copil, parcă mai soată, un copil slab și taică nu-l suporta și vorbea cu prietenii de la taică și cea ăsta copilul că taică mă urăște pentru că sunt slab și a zis nu, nu pentru felul în care arăți problemă, ce interior nu suportă tatăl tău. Ce, cum așa și moca nu e pentru fapt că e lesbiană, da. e cum arată ea așa, bine. E că pis de drept. Vorbește o pis Asta mă Asta în primul rând. Asta în primul cu ascultă mulți oameni. Ia. Dar să auzim vocea tinereții. Ia zine Bogdan, care i părerea ta? Uh, da, mulțumesc, viu. Uh, <laughs> <laughs> mie mi s-a părut uh, că a ieșit mai mult o prelegere decât a vrut ea să iasă un moment de stand-up. Adică mi se pare ok că a încercat la final să zică chestiile alea care într-adevăr a prins momentul ăla și le-a zis când trebuie ca să ajungă la mulți oameni, dar dacă face aia mi se pare că ar trebui să ai și glumele mai ok, adică a avut o chestie unde ce mi-a fost mie cel mai sil a zis aia că se zice că râsul e cel mai bun medicament, dar nu și penicilina e mai bună. Și Tu în pula mea. Asta e cea mai la îndemână glumă posibilă. Și da. nu știu, mi se pare da. că ce a avut până acolo n-a fost ce trebuie. Cum a zis te? Ruc de momentul ăla? Și a făcut o Cristi ala... Popescu mai bine. Cum? Și a făcut o Cristi Popescu mai bine. Da. Asta cu râsul ce mai nu sunt sigur, dar o să aleg să cred asta și o să o zic mai departe. Ideea e că, într-adevăr, că a întrebat la început Teo, fără momentul ăla de final de 20 de minute, cred că ar fi fost și mai mare hate-ul pe aia, Cu ce a zis la început. Nu -a fost 20, n a fost 20 de la final, a fost nici... Cred că 5 minute a fost bucata aia Gravă. Ba mai zis și că a fost bătută care era un pic mai Eu era am mai o înainte, și da. pe aia la la Da, dar nu de acolo începe, știi, că zice nu că mi am notat chiar pe minute, la la un minut 02 o dă pe aia cu violul. Okay, a, da. da, mai nu de la, de la o oră, da, de la, de la o oră zice aia că, că a bătut o ola și după aia începe, mai are gluma aia că zice uh, ultima glumă și după aia vă las cu tensiunea și după aia tot zice aia cu violul, cu așa și da. Păi da, știi că, ai că ăsta de... e problema? Că ăsta, e, un special bun. Adică îi face ei bine. Pentru că dacă stai să te gândești, oamenii care vin în sală la show-urile ei, oamenii care se uită la Netflix și trec de felul în care arată așa mai departe, sunt, suntem deja în tabăra ta. Adică, înțelegi ce zic? Bă, nu sunt de acord cu tine aici. Nu, Bă, dovadă ce discuție a plecat. Gândește-te puțin că o lună de zi după ce a apărut pe ăsta au fost scandaluri, au fost efectiv internet brawls, toată lumea era pornită. Adică foarte mulți oameni, toată lumea, foarte mulți au fost porniți. Și tsunamiul de muie care a venit, a venit grav. Mamă, ce... Vai de că. Tu nu ai văzut ce discuții au fost pe păi net? Nu, 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 tu ești mai tu la Noi nici nu prea ne documentăm cu... aici, acum n-am să vă minți. Dar <laughs> <laughs> de ce să mințim acum, doamne? Adică, stai și oamenii, online. dar nu înțeleg și ăștia haterii să le dăm așa un nume. Da. Vreau să inventez numele ăsta, hater. Da. Bă, cred că o să prindă, nu știu de ce, dar e scurt, da. Deci de scurt, multe... Vine, de așa și hater și în România... He -a heater, mai poți să hater, hater. Da, duș, nu știu, asta mai văd. Dar, adică, care erau argumentele lor sau care era problema lor? Că ce? Bă, eu din ce am văzut reacție, deci valul mare de muie care a venit, a venit în două, adică pe două direcții, dar foarte apropiate una de alta. Una din direcții a fost mai degrabă misogină, mai degrabă women aren't funny, ce pula mea e acest, această femeie care nu e amuzantă și care ne stresează pe noi. Ok, asta înțeleg. Care, bun. Așa. Uh, și aia de lângă cu asta a fost pe partea, adică a fost reacția din partea conservatorilor, a oamenilor care sunt mai în dreapta. Care au, au reacționat foarte aiurea la toată partea de identity politics, de vine asta și zice ea, de uh, gender și de femei și de lăsați-ne în pula mea în pace cu politică, li-correctness-ul și cu alea și cu. Adică au fost oameni care au reacționat foarte puternic la chestia asta. Că de ce e băgat atât de mult? Că e băgat în seamă doar pentru că zice de lesbiene, de gender, de. Dar bărbași. Cam așa e. Hmm? Cam așa e. E băgat în seamă pentru că e foarte controversat. Adică nu, că e foarte. Că pentru. Ce zice, practic? Păi... Adică, ca statement mai degrabă a decât tref. ca glume. Da, mă, dar e, stai că poate nu m-am schicat uh, complet. Am văzut foarte multă discuție că e băgată în seamă ca parte of a global agenda, înțelegi, a, în okay. partea aia că se promo, ăștia promovează de astea domne. înțelegi, adică la modul ăsta. Pentru că altfel orice om care face stand-up e băgat în seamă sau nu pe baza a ceea ce zice, nu? Da, mă refer Numero. că nu, nu pentru o glumă, cât pentru un statement. Sau asta pentru e o altă discuție, ea. că... Dar aveți o altă discuție și asta, că dacă este mai degrabă... Adică dacă, cum zicea Drăcea, dacă se balansează cât de amuzante sunt glumele cu faptul că transmite atât de mult mesaj. Asta am a zis e... și eu, dar în cuvinte mai deștepte. Da, bravo, mulțumesc. Adică... Uh, am am da. să-ți dau un exemplu de cu, ceva cu care aș putea să compara asta mai marfă. Mm. Știți specialul lui Patton Oswald? Ăsta mm -hmm. care povestește cum a murit nevastă-sa. Da. Ok, deci Patton Oswald are un special în care povestește cum a murit nevastă-sa și a trebuit să-i spună fetiței lui de șapte ani că a murit maică-sa. Da, deci, este a, extraordinar asta special. Ăsta e subiectul, da? Băi, frate, a fost o, o... În primul rând e amuzant, adică am râs. În al doilea rând e spus fără nicio... Adică e spus foarte umil și trecut cumva foarte emoționant și ok. Și în același timp cu glume, prin chestia asta. Fără bășini, fără, fără să-mi să -mi fie milă de el în nicio clipă, frate. Deci am, îi cum cu Amorine Vasasa și nu mi-a fost milă de el în nicio clipă. Adică e uh, okay, un, un statement, o poveste transmis exact cum mi-ar plăcea să o văd, știi, uh, în sub ideea de stand-up comedy. Da. un special de stand-up comedy. Da, mă, sunt total de acord. Deci, poate un Ossol este zeu în general, de special cu atât mai mult este foarte șmecher, dar pe de altă parte compari un pic acum amere cu anvelope, pentru că el povestește <laughs> despre un moment oribil, dar prin care trec foarte mulți oameni și nu are vreo luptă ea are niște experiențe de alt tip cum ar veni, prin care trec mai puțini oameni și are ea are niște... Uh, are un dușman cum are, are un binamic, are o luptă de dus. El nu are o luptă de dus, el doar povestește o traumă prin care a trecut. Și atât. Ea explică de traumă și de restul. Știi? Adică da, mă, nu e o se... trăire pe care o transmite mai amuzant și fără să bage în suflet niște ma, săraca, căcat sau ceva de genul Bă, ăsta. Hai să spun unde mi se pare mie că că noi ca români în general nu prea acceptăm și nu pușcă la noi chestia asta. Treaba asta pe care tot zice ea cu perspectivele, e acolo noi nu prea... Noi suntem obișnuiți să judecăm dintr-o singură perspectivă. Și uite-te puțin, uite-te puțin la cadru ăsta, da? Uite puțin la noi cum arătăm. Suntem efectiv același om la vârste diferite. Deci uite puțin. Da? Noi nu suntem patru oameni care discutăm. E un om care vorbește pe patru voci. Acum, serios vorbim, știi? Și judecăm, și judecăm și uh, judecăm o uh, lesbiană din Australia. Bă <laughs> Într-adevăr, merită văzute mai multe perspective și nu orice perspectivă e diferită de atanța că n-are valoare, știi? Adică asta e faza. Muzica acum trebuie acceptată, adică nu trebuie acceptată nemestecată orice perspectivă. N-aș fi de acord cu un om care zice mamă, Nanet este cel mai frumos lucru făcut vreodată pe o scenă pentru că are altă perspectivă. Doar că are altă perspectivă nu înseamnă că are neapărat vreo valoare, dar eu cred că noi ne pișăm destul de mult pe Nanet tocmai pentru că e o altă perspectivă care nu ne convine, nu Că eu nu mă piș pe Nanet, eu spun că din punctul meu de vedere Eu m-am -am așteptat să mă uit la un special De stand-up comedy și am primit altceva Atâta, mm -hmm. n-am zis că nu apreciez Ce a făcut ea, n-am zis că nu apreciez pe ea uh, Și nu e niciun Hate, adică doar Nu mi pasă, l-am văzut și Mi-ar fi plăcut să nu-l văd Auzi sincer <coughs> Dacă mă înțelegi <laughs> Nu cre aici cred că nu, am, am, o chestie pe care mi-am notat-o și mi se pare că e, a, e sentimentul meu. S-a aplaudat mai mult decât s-a Da, cu asta și sunt total de Și nu acord. place chestia asta. Când se aplaudă pentru că au fost, a spus chestii. Clapter se numește. Ok, nu știam. Și nu știu dacă ați când observat, se era în primul rând o doamnă foarte, foarte în vârstă care la efectiv, dacă, dacă, luau o gură da, era... Da, da mă din nou pentru că vine și din partea că ea având o luptă de dus normal că are niște oameni aliați cu ea cum ar veni care se simt și ea pe câmpul de luptă și da într-adevăr asta e deranjant într-adevăr și cleptărul ăla, dar uite care e faza cleptărul ăla nu e numai la ea, e la orice om are un angajament de puternic. Uh, tu mi-ai zis de pe Atonos spre diferență de ea eu o să spun un om care este fix ca ea dar că este judecat mai puțin pentru că este bărbat, Bill Maher mm. Bill Maher este exact aceeași culoare de performer, numai că pe alt model. Pe, e pe, cu puță, nu cu păsărică. Este exact așa. Bill Maher... Adică e un gay care a fost violat? Nu. Este un uh, propagandist, să zic așa. Bill Maher este uh, ateu, uh, uh, rațional, uh, așa, dar este extraordinar de, de snob, extraordinar de nesuferit predică din nou la el, dacă tu uiți o, la o oră de stand-up, poți să vezi trei glume și 60 de pauze de clapter din ala. Hei, da. guys, nu e așa că e de căcat președintele? Uuuh, bine, Bill, mamă ce le-a zis-o. Și căcați mamă, ce... ăștia cu Crezi Dumnezeu. Că o să fie păi, asta pula. la noi? Hmm? Hm? Crezi că o să ajungă asta la noi? Cu mai multe statement-uri și mai puțin... Uh, cu mai multe statement-uri din astea. Bă, eu am văzut chestia asta la Vâncică, sincer să spun, asta la sala la un moment dat, când a luat un discurs de asta. <coughs> Adică se îl cam luase valul pe, vă zic eu, cum stă treaba. Mai degrabă decât să facă glume sau ceva. Publicul fiind cu el, presupun. Păi, cum ar fi să nu? Da, mă rog. Păi e, o să vâncică, ajungă... e vâncică, oamenii îl iubesc. Cum să nu fie mm -hmm. publicul cu el? Oare să ajungă și la noi cum e chestia aia în America Ați văzut când zice orice oraș, orice sat Că da, am fost în Florida și da. să vă... Da, eu sunt din Călăraș Nu mă, că românii mai au un pic de jenă mă, Nu sunt chiar așa da, da, da. Da, mă, de ce noi dacă zici Da, mă, eram în Călăraș oamenii din Călăraș sunt taci morți Da, 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 Nu erai tu din Călăraș Tu, 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 tu. Da, a fost și nu i-a plăcut da. Da, auzi că l-au tăiat oamenii. <rântu -mă> bă, ce, a, am, am, râs de fapt asta că era un titlu uh, pe un site, uh, un struț a fost surprins în timp ce alerga pe străzile din Călăraș, pe stradă în Călăraș. <rântu> mă gândesc că alerga, pe stradă și l-am dat struțul, a făcut, bă, ce bine arată Călărașul. <rântu -mă> <rântu -mă> a fost surprins. <rântu -mă> a, a, fost surprins din ce pe o stradă în Călăraș. Uh, nice. Bă, eu ce vreau să spun cu faza cu birma este că treaba asta cu să mm. transmiți mesaje, să te iei foarte serios și să nu mai fii fanii din cauza asta și să obții clapter, e. nu e numai la Hannah Gadby. Ea este da. singura din zona ei care s-a ridicat atât de sus făcând chestia asta, știi? Dar, pe de altă parte, eu cred că și la noi, mai ales. Și în state a fost un pic de respingere pentru specialul ăsta și pentru că e alt fel de stand-up. Da. E stand-up, e, e stand -up de tot, pe tot, european, că e australian. Da, 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 e australian, că și e altfel modul de exprimare de a vorbi și și pe mine m-a Da, eu că acum motivul pentru care s-a discutat și nu este nu e produsul în sine, este succesul Practic, asta asta se... De exemplu, dacă ai o melodie de căcat care are 500 de vizualizări, mm -hmm. e, trece pe supra dar nu-i pasă nimănui. Dacă aceeași melodie de căcat are 20 dou de milioane, atunci discutăm. Dar nu e vorba de melodie, practic, noi discutăm succesul. Că și la Hannah Ghespie, dacă era un clip pe YouTube cu ea și avea căcat și era într-un club cu 20 mm -hmm. de oameni, nu mai discuta nimeni. Da, Faptul da. că e pe Netflix, că era o opera house și că nu știu ce, practic de aia discutăm. Da. Frate, dar... eu când am văzut sala aia, mi a rupt cap. Eu când am văzut că femeia aia face acolo, e și 50 de oameni. Și nu crezi că cumva ți-a influențat judecata? Că dacă era ea într-un club mic și făcea aceleași glume, îi dădeai mai mult credit și erai mai... Uh, Zim cuvânt, teo. Orice cuvânt zim. Uh, analfabet. Uh, uh, nu, înțeleg. No, nu, nu, nu. permis mai greu, zim, un pic. Mai greu un pic, Adică nu e așa că, de exemplu, în situația de față, cu cât crește uh, chestia, cu cât ai sentimentul de oh, deci asta, ia-mă să vedem ce face asta. Mm. Dar dacă era într-un club mic și făcea glumele astea, era, bă, ce tare femeia asta. Da. Dar să știi că ea de acolo a plecat, adică faptul că face la. Uh, și asta a fost o problemă, că mulți oameni au judecat doar pe baza specialului, adică au judecat ca o poză, nu ca un film, adică au luat-o la modul, a, asta a făcut, a făcut chestia asta la Sydney Opera House, dar ea a ajuns acolo, adică ea a, da, 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 a, a făcut cluburi, a făcut, mi se pare și Edinburgh, uh, a făcut circuit internațional, s-a a, ridicat în urma șorurilor astea și a ajuns după aia la uh, Opera da, Disney, da, da. unde a fost filmat special uh, Deci, ea a făcut chestia asta și de asta a ajuns la Opera Disney, pentru că a avut show-urile prin... Uh... Păi, normal că nimeni nu ajunge acolo, pur și simplu. Bă, vreau să fac și eu un show aici, să vină o să Bă, eu o să mă arunc să zic că nici ea nu face show-uri acolo. Este un show făcut pentru special, adică. Da, dar a putut să-l susțină, știi, odată. Adică, eu dacă zic, ok, eu o să filmez la sala palatului, nu o să pot să filmez la sala palatului, ca așa, zic eu. Da, da, dar pe de altă parte. Da, e o nuanță aici, o înțelege? Adică, și da, la americani da, da. se face chestia asta. Sunt foarte mulți oameni care primul special pe care îl filmează. Uh, uh, adică, la primul special pe care îl filmează, se aruncă un pic cu sala, știi? Sunt oameni care fac specialul, filmează într-o sală de 5.000, în condițiile în care ei nu făceau săl mai mari de 1.000, știi? Dar ca să pară uh -huh. mega da. șmecher, așa, știi? E un fel de dress for the job you want, not the job you have, știi? La fel și chestia asta. Filmează specialul pentru unde vrei să ajungi, nu unde ești. Și de asta și acum Nu face, nu cred că face în mod constant săl din alea. Ah, da, normal. Clar. Dar. Uh... Ai citit comentariile? Zi, zi. Oamenilor, ai citit comentariile oamenilor? Comentariile oamenilor de pe, pe club. club. Da. Am citit câteva chiar la început după postare și erau ce mă așteptam, la modul hu, o bag pula, căcat. Ceea ce m-a Au fost, au fost destul de... <laughs> au fost uh, comentarii destul de pertinente, adică nu au fost omă poia. Au eu fost eu doar în care, care au zis de bine. Da? Sau mă rog, care au zis chestiile, câteva chestii pozitive. Cum, și au zis, cred că doi, au zis de chestia aia de bucata cu, cu Arta, care aia într-adevăr nu prea posă. Bă, să... este senzațională. Da. Adică da, da, mi-a da, mi plăcut e... foarte mult. Dar modul în care a făcut personajul ăla, adică modul în care a zis, s-a făcut pe ea țipând da, la băiatul da. ăla a fost sub orice critică. Mi-a plăcut foarte mult textul, adică ce zicea, că de marfă e construcția, da, de cum da. l-a adus pe ăla, că de fapt poate pentru că a pictat alea este da, pentru că așa. Da. Dar modul în care a făcut chestia aia cu... era așa și juca un personaj exagerat și țipa... aia... Ea este neplăcută și da, făcea pe un că, personaj... Da. se făcea deci un om neplăcut se juca pe Ce el în varianta neplăcută. normal, că da, era exagerat. Era mega neplăcut, normal. Bă, -a... Da, a avut în comentarii uh, Cătălin Meseșan presupun că cheamă, a avut o, a scris un comentariu mai lung, dar o propoziție a fost mi se pare că cel mai că e cel mai lung uh, TED Talk despre sexualitate prezentat de Dan Puric, dacă era membru LGBT. Și <laughs> s Dăm puric, să sunt, vândam. două, efectiv. sunt două chestii aici, uite exact la asta mă referam. Unul la mână exact ce vorbeam, că dacă, dacă te uiți doar o, prin el, nu ți-ai notițe, nu așa, la sfârșit ți se pare că a avut mai puține glume și chiar a avut mai multe glume. Deci a avut și apropo de bărbați și femei, observații foarte mișto, cum a fost și aia că, nu există, că bărbații și femeile mai mult se aseamănă de cât se, sunt diferențe între ei, da. aia cu arta, a avut multe glume, doar că la sfârșit, exact cum ziceați, rămâi cu emoția, cu ce te-a făcut să treci, da. nu cu glumele, știi? În al doilea rând, e ce spuneam mai înainte, e alt de stand-up, e un tip de stand-up european și oamenii reacționează asol la asta pentru că nu prea au văzut. Deci nici oamenii în state, nici la noi, nu prea au văzut stand-up din ăsta de tip european. Pe, pe care l-am văzut la Edinburgh la Edinburgh dacă te duci o să vezi aproape numai show-uri din astea care sunt așa sunt foarte personale sunt pe o temă și sunt mai structurate mai știi nu au așa nu e o aruncătură de glume la oaltă și sunt, ți-am zis, au o temă, deci am uh, ora, uh, anul ăsta am fost din Edinburgh cu ora în care povestesc despre cum uh, mi-a băgat nașmi un deget în cur când aveam eu șase ani. Și despre aia e toată ora, aia e povestea, înțelegi? Și se duce într-o direcție, în alta, se întoarce, se duce, dar e o oră legată, e un subiect. La fel și asta, ea într a avut tema asta a identității și a sexualității, a fost mai tematic, știi? Și oamenii nu prea sunt obișnuiți cu, apropo, ea, să știi că n-a fost foarte, adică putea să fie mult mai TED talk și decât atât. În general, mai. la Edinburgh se întâmplă chestii mai, da, 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 sunt foarte pe o singură direcție. Ea s-a mai dus într-o parte, în alta, știi? Da. Dar ți-am zis că, că de acolo vine chestia asta cu TED talk -ul. cu oamenii nu sunt foarte obișnuiți de, cu show tematice. N-ar fi ușor pentru minoritățile astea discriminate, n-ar fi mai ușor să fie, să, să fii, eu sunt o lesbiană și fac stand-up și să nu bag în seamă chestia asta și să ca să putem să intrăm într-o normalitate. Eu să fiu lesbiană, am zic chestia asta, dar fac absolut Aaaa. ceva normal, ce fac toți oameni. O să nu putem să facem asta? Îmi întinzi o capcană acum, ceea o să calcânea cu drag. O să ceea ce vrei, vrei cu să drag. spui tu e de ce nu puteți să fiți normali? Da, 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 exact. Adică de ce nu puteți Tu când da, mă, frate, adică de ce... Nu, nu așa. De consider, seama, nu cum ai zis tu consider, mai, tu consider că atunci când faci stand-up, tu nu, 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 ți adresezi identitatea ta niciun fel, nu? Tu, adică tu când faci stand-up, tu nu, tu nu vorbești despre cum ești tu, bărbat, heterosexual. dar nu trebuie să fie neapărat un, un, un statement. Nu! De, adică vreau să schimb lumea și să fie neapărat un statement ca să povestesc ceva. Nu, dar vorbești din perspectiva ta Numai că nu, exact ce spuneam Noi suntem, acum cu bărbile astea chiar arătăm Aproape identic, Asta că e același om cu patru filtre Puse, <laughs> dar o să că Bă, tu vorbești din perspectiva ta Care Fiind aia majoritară Clar, da. ți se pare că nu-i vreo perspectivă Știi că da. Știi ce mi-am notat aici la faza cu uh, Gluma aia cu uh, standard white man Nu mai, ăsta straight white man Nu mai standard human mi-am notat cum se aplică asta la românii înainte și după ce au plecat la muncă. Pentru că mie mi se pare interesantă discuția asta, că România e o țară foarte omogenă. Suntem. A, sunt, aproape toți oamenii din țara asta sunt albi. Da? Și avem pe lângă albi niște țigani. Și atât. Noi, alte minorități, nu prea. A, și avem uh, secui, dar și ea albi. Căcat, vorbesc da, altă da. limbă, dar sunt tot albi. <coughs> nu? Da. Și noi fiind o țară atât de omogenă, noi suntem obișnuiți să faci că tu oricum ești, ești un român alb credincios, ortodox că ai fost botezat. Ești, toți suntem la fel. Și nu cred că, eu nu cred că oamenii înainte să plece foarte mult la muncă și dădeau seama de identitatea lor. că în momentul în care au plecat și s-au dus și au început să fie tratați ca o minoritate, atunci și-au dat seama poate că există minorități. Eu nu cred că și-au dat seama până atunci foarte mulți români că există minorități. Pentru că fiind atât da. de omogeni, la un moment, frate, this is standard human being. La fel și, cu, și, tu cum crezi că fiind bărbat heterosexual, aia este standard perspectiv. Și restul sunt, se, cacă pe ei vorbind despre ce sunt ei. Dar și tu vorbești despre ce ești tu. Nu, adică vreau să spun că nu există, adică, nu știu, poate nu știu eu, vreau să văd și uh, lesbiana care face, generos. Poftim? Ele de genere vorbește foarte puțin de faptul că e lesbiană sau... Și de -aia e cea mai tare lesbiană. <laughs> <laughs> Băi, și pe ele și de genere s-o plac foarte tare și nu, a, nu cred că nu cred că are lume, se vede că nu are lumea o problemă cu ea. Mm -hmm. Ai o problemă cu o persoană care vorbește numai despre asta, e ca cu veganii. Știi, n am problemă cu un om că e vegan, dar dacă e un vegan din ăla care vine și da. îți spune mănânci mortăciunea mm -hmm. aia, ai o problemă cu el că e vegan. Nu că e vegan, da. ci că vine și te bagă în sufletul tău. Da, sunt de acord. He might have a point. Da, da, e... da. Nu, eu sunt de acord cu asta. Linia se trage la dacă ești sau nu sufocant. Adică nu e că nu poți să... E vorba cât de sufocant ești, pentru că până la urmă Chris Rock, când a avut specialul ăla despre a fi negru, nu e de parcă ai dat ochii peste cap Că vorbește da. despre a fi negru, pentru da, că o făcea da. foarte amuzant da. și nu te sufoca cu chestia asta, nu era obnoxious. și nu era, nu se plângea foarte, adică nu era negri, n-au făcut comedie din aia că noi suntem negri și toată lumea au făcut mai pe fan, mai pe energie, nu și o Păi și daia. De la basket, respect. La... Există. Small pussy energy. <laughs> o fi având și ele o vezi pe una. Mă, uite, asta are small pussy energy. <laughs> Sau tight pussy, energy, pussy, tight pussy, tight energy. Tight Da, TPE, <laughs> tight pussy energy. Da. Da, da, mă înțeleg ce spui. Și ai dreptate. Sunt, mai ales dacă te uiți la ăștia pe Netflix, ăștia mai uh, uh, Acum ce a apărut în ultima vreme Mai, mai ne ca nimeni așa Pe care a băgat Netflix-ul la grămadă Da, este deranjant într adevăr Adică care ce are Despre aia zice, clar Eu am o mânuță mai mică și sunt puertoricană E, atunci, atunci o să 30 de minute, de, da, Despre puertoricanii cu mânuțe mici Portorican. Și drama lor da. de Exact, special small hand port ring. Exact. Ca să știi clar. La început două, trei glume. Hei, ați observat? Și hai să intrăm în mânuț. 45 da. de minute de, de Da. Nu știu dacă ați observat. Am da, ok. Bun, bine că am scăpat de glumele observaționale. What să vă Da, Nu, nu, nu. Cu mânuța să se șteargă, știi? A, ah, apropo. A, ah, apropo. <laughs> Da, da, mă. Mă. Avea. Deci... Știi că intra, știi spălat ureche? De da, mai făcut S-a apucat să se facă stand-up la un moment dat și are. Uh, uh, a, da, 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 da! până aici. Tu, până, da. Și prima dată când l-am văzut, l-am văzut la stand-up fest la Brașov și a intrat pe scenă pe melodia Eye of the Tiger și a intrat cu mâna așa, nu, acum poartă uh, proteză din asta, dar atunci avea doar mâna până aici, până la cot, știi? Și uh, a intrat pe scenă și a zis uh, salut, sunt Radu Ureche și sunt fost boxer. Și da. mi s-a părut, efectiv, dacă de acolo continua cu glume care n-au nicio legătură cu uh, faptul că n-are o mână, mi s părea extraordinar. Adică să a uh, acknowledged it, da, râs da, da, la da, chestia da. asta e amuzant și acum trecem mai departe și eu chiar sunt amuzat, chiar fac stand-up, știi? Bine, da. am mai avut câteva chestii despre um, mână. Băi, eu mi-am amintit da. aici ceva despre, despre ce a făcut eu cred Rău. că la ea, la, la, la Hana Gatsby s-au adunat mai multe chestii, frate. Nu doar treaba cu uh, identity politic și așa. Dar ea a avut și uh, tema asta, aia. care e controversată. A avut și chestia. E, e și faza că e foarte elitistă, foarte snoabă care ori una, ori alta poate să o dea. Adică. Da, dar mi-te adunate, frate. Adică ea este. Da. Te enervează și cu chestia aia că du-te dracu de bărbat alb, de împuțit, de nu știu ce și după aia vine și îți face și numai glume cu Picasso și cu Van Gogh și cu asta nu știu ce și vorbește super înțepat și așa mai parte și nu ești obișnuit să vezi așa ceva frate, mai ales la femei mai zimi o femeie, mai zi -mi o femeie care face stand-up și care este snoabă și citită și elitistă și înțepată da da, mai e un fel de reverse Ryan uh, Ryan Reynolds, că e cu e, și frumoase, <gânt> și bine făcute, și amuzante, și deștepți, ai făcut și filmul tău, du -te, toate, chiar toate, <gânt> <gânt> mai lasă și la <gânt> Sindromul smiley. <gânt> exact, da, mă, oh, uleu, lasă, mă, în <gânt> da. da, mă, nu, e... Da, așa, așa. Eu, eu pot să o respect și să o apreciez pe ea că a ajuns oh, acolo în chestia. Aia. Uite, vezi că n-am stat degeaba trei sore de vorbă. Vezi, ca nu face progrese. Nu, pe asta am zis. Deci la mine n-a fost deloc de morții. nu mă interesează. A fost doar, frate, judec din punctul de vedere m-am apucat să mă uit la un special de stand-up comedy și m-a deranjat ce am văzut acolo că nu mă așteptam la asta și nu era pentru ce plătiți. biulgen. când te-ai la el? Dar îmi cer scuze la domnii homosexuali. <laughs> cer <scuze> la domnii... <laughs> care n-am nimic. Îmi iertă Dumnezeu. Bă, dar lesbiencele astea, bă, <laughs> Și asta, asta chiar e o părere românească. Că, bă, găia, lesbiencele ce mai sunt. Alex, A, nu, e tu te-ai uitat, te uitat ieri la da. el și ieri nu te așteptai să fie asta, te așteptai să fie un, după, după tot ce ai auzit despre specialul ăsta, după toate discuțiile pe care le-a avut toată lumea despre ele, tu ieri te așteptai să fie doar un show de stand-up și te-a surprins că nu e? Nu așteptam să fie mai amuzant de atâta. Și mai puțin să-mi trezească emoții care să nu le, pe care să nu le vreau Sing, în corpul meu. Singurele lucruri de care s-a discutat, deci iată, singurele două lucruri care au fost discutate despre specialul ăsta este că nu e amuzant și că trezește în tine emoții. Pe care, atât deci atât s-a discutat despre specialul ăsta. Ok, sunt, pe, sunt, de partea oamenilor care se chestia asta. E de, Dar par, cu respect. e de parcă îmi zici că te-ai uitat la Terminator și n-ai înțeles ce e cu toate împușcăturile. Cam asta a fost azi. eu n-am nimic cu filmul, dar mă așteptam să fie o dramă psihologică, nu să se alerge și să se puște atâta. Da, știi? nu mă așteptam și... la aia cu I'll be back. Da, nu mă așteptam, frate, pui, să mă... Și n-am râs, efectiv. Da, n-am râs, râs, exact. Da, în fine. Vine, eu, mă. din punctul meu de vedere, nu zic, nu zic, n-am nimic cu Schwarzenegger. Da. Bă, Terminator, ca comedie, nu. Da, da, da. <laughs> deci nu funcționează. Da. Deci asta e ce mi-am, ce mi-am notat așa. Dorește, vrei să zici ceva amuzant? Ca să îmi chem <laughs> cu, cu <laughs> nu, de special. Nu, eu doar atât. <laughs> eu am văzut o, obiectiv acest special. Nu, am mm. făcut abstracții de tot ce a zis ea și a priciuit acolo, dacă ca stand-up nu. N-a fost pe gustul meu ca să nu supăr pe. <laughs> ei. E un cacat. Am zis, e un cacat. Nu vă uitați, fugiți! Fugiți! Da, nu, pe mine nu m-a prins. Sper oprit. că nu, e știi că gust. noi avem. dăm cât un rating da. la fiecare special. Nu putem, că de obicei, Vio, de câte ori ai lovio. Și cu Hana Ghezbi și cu violul parcă n Nu m-aș arunca, nu aș lovi eu de... Nu, dar putem să dăm un când e bun, cum am făcut la... Când l-ai asculta, știi? Cum am făcut la să e bun să-l pui și să pleci și să-l lași acolo să te la văzute. Dacă îl pui în timp ce faci mâncare, dacă îl lași în fundal, dacă te uiți efectiv la el... Bă. Și Drăcea a avut-o pocea cea mai bună să-l pui și să pleci de acasă și să te întorci ca să-l -ai, să ai la văzut acolo. Ca l ai văzut. sincer, nu l-aș pune pe ăsta -aș, dacă aș face asta, l-aș simți la factura de curent. Dacă l-aș să meargă. Deci nu l-aș pune nici aici dacă mă întrebați pe mine. Simțit, m-am uitat. 8, 85 de lei, futu-te în gură, Ar fi 6 lei 30. Excelent. Excel, l-ai simțit la factura Bă, de eu Funny. Uh, Funny. Eu no. i-aș da 4 din 5 la B Cam așa ar fi <laughs> <laughs> Da, e foarte pizdic Asta e faza, e peste toate Peste faptul că e Abuzată și lesbiană și Snoabă și prea intelectuală Mai e și femeie și este Nici măcar nu e o glumă Are momente în care este Are energia aia Feminină enervantă cum există da. și energia masculină enervantă, există și energia feminină enervantă, a are și de-aia. Da. Deci are și de -aia. Și parcă e și mai deranjant la o lesbiană că te-ai că e mai bărbat. Și nu e. Da. Da. Deci eu am da. eu n-aș, n-aș lovi-o niciodată, aș vrea să discutăm despre sentimentele noastre. Deci, de, cât, nu aș de câte ori ai discutat-o? Aș discuta -o, da. Deci e, bă, e foarte, adică nu știu așa de dat un verdict, da, nu știu, în, încercați. dați o șansă. Cam asta și cam asta cum Dacă da ești o, o lesbiană, lesbiană care are probleme cu viața, e foarte bun. Da. da bă, e, e o okay cu treabă care ar putea rezona. Foarte mulți oameni care au avut anumite probleme și pot să. Simți așa o chestie de, bă, na, măcar nu singur sau nu știu, da. de, ar putea fi... Cred că e ok de văzut să, să fii conștient și de sfera asta de stand-up de pe Netflix, să știi că există și asta, e o extremă acolo, da. undeva, încolo. Gen foarte bă, încolo. Eu nu văd ca pe o să mă să știi, și to tocmai cu asta o problemă oamenii care sunt uh, foarte conservatori, că nu văd o văd ca pe... E și asta, problema e că e mai mult asta, adică ea este într-adevăr o extremă, dar este extrema unei chestii care s-a dezvoltat foarte mult pe Netflix acum, dacă te uiți, nu știu la ce era mă, au scos ei la un moment dat The stand up sau ceva, nu știu, mm -hmm. The stand up The stand a, ah, da, nu era nimeni norm normal. Nu bravo, era nimeni bravo, Mocanu, bravo. era unul normal în funcțioare. tu, mai trebuie rău. să zici acolo la final și muie la fagot, ți-am Muie <gri> <se> la fagot. Hai, hai, Hitler, v-am popat! <gri> pune, <se> bă, pune, bă, pentru asta chiar îmi pare rău că n-am. Pune-ți <gri> furtunul și să curăță. Ce vrea? Da, exact. muie la fagot, pune furtunul pe lesbiențe. Exact cum zicea Hanna, you need a good dicking. You need a good dicking, da, bravo. Da, uh, da, mă, te, te ai exprima nefericit, dar ideea este că da, da întrebări, adică ăla de stand-up se era foarte mult pe identity politics, întrebări, adică se vedea pus cu mâna, aia era faza, că se vedea că nu erau niște oameni care fac stand-up și iată, dintre oamenii care fac stand-up întâmplător. iată, ăla e puertoricană, aia e lesbiană și chioapă, nu știu ce, ce era la modul, a, hai să luăm. O lesbiană și cu iapul, da. Puerto adică ai eram în primul <laughs> rând. Frate, Criterii știu se la se. ce să ne uităm, și ce e o, o, un exemplu bun de să spui emotional stuff. Hmm. La free mics. Da. Să spui că e o idee foarte șmecheră, frate. Aici da. spun glume, și aici spun povești. Da. Vreau, mă rog, da. sunt free trei mics. că sunt și one-linere. Dar ca idee, adică ce marfă, cum îl cheamă pe ăsta Neil Brennan. Neil Brennan, așa. Uh, ce marfa a dus-o la. Ok, eu am niște chestii de spus, hai să nu-i zic stand-up comedy, hai să îl împart cumva și a venit cu altceva, a venit cu o idee foarte șmecher. Da, dar pe de altă parte îți repet, e, nu orice este mai emoțional e în aceeași găleată. Asta, adică Hanna are da, de mă, așa vorbit e, așa despre e. o durere, o traumă, da, o chestie. Așa, e, așa Era, zicea, știi? tu ai dreptate într-un fel, în sensul că tu, adică din perspectiva ta, tu vezi orice este jokey joke ca fiind stand-up și orice este în, emoțional ca fiind altceva. Nu contează în ce direcție vine, e altceva, da, măi, nu clar sunt că glume. Zic pentru mine, asta înseamnă că nu accept să fie alte da, chestii. Na, 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 da, da, da. E normal, Bă, frate, că... mai e vorba de maturitate, sincer acum. Nu vreau să zic de nimeni că, adică înțeleg că poate să nu-ți placă, Uh, orice special, orice glumă, așa zic, bă, nu-mi place. Dar eu cred că la chestii gen Hannah deși e o extremă, Hannah e chiar o extremă, uh, E vorba și de un pic de maturitatea consumatorului, în sensul că în primă fază normal că te uiți și îți place numai aceste este jokey joke. Gen, bă frate, zim să mă gâdil, să râd. După care pe măsură ce asculți așa, începi să vrei un pic mai complex. E, na, ca la orice muzică, care orice om știe că dacă te gândești la istoria ta, aceea ai ascultat, ai ascultat de la simplu la mai complicat, dacă ai ajuns la asta. Dar o e de la simplu și la fel și în stand-up. Nivelul ăsta e un pic mai complex. Trebuie să, să fii un pic mai matur ca consumator, zic. Să, da. să accepți chestia știi? să fii bă, frate, Nu este tot numai de uh, ieri m-am bășit pe fața lui nevastă mea și uh, haha, nu vine să cred că țoale are. <laughs> Ceea ce e foarte mult. <laughs> Așa. Da, Da nu, așa este. Sunt total de acord de aici. E un pic mai complex. Asta nu înseamnă că e mai bun, dar mai depinde și de cât de -și, uh, ca, Băi, a patra zic ca consumator, dar nici virgula aia nu înseamnă. Da. 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 Bă, vă mulțumesc foarte mult că m-ați lăsat să vă stric un episod. Nu, frate, de ce? A fost foarte ok. Nu acceptați aceste mulțumiri. Nu. 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 La, la. A, deja am căutat. Nu ne-ai stricat episodul. Ne-ai stricat ziua de ieri că trebuie să ne uităm la porcăria Nu, nu vreau să... La, 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 De ce la auzi Te aud mai bine. Nu, nu. Auzi cum respire acum. Ba, a fost drăguț, am stat o grămadă Noi de obicei facem până în jumătate de oră și acum suntem Aproape de o oră, oră da. A fost drăguță discuția Mie mi-a plăcut, eu m-am simțit bine să discut despre asta da. Și nu-mi pare rău Că l-am văzut, am exagerat, nu-mi pare rău că l-am văzut Și săptămâna da. viitoare avem de -ai pentru, pentru săptămâna viitoare, pentru următoare Deja știm ce o să facem uh, O să facem uh, fără public Costel ah, Da. Ne deci uităm la asta și o să facem cu Costel Cu ea, și faceți Costel, cu el episod uh, bu, bu, bu. Da Da, da. 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 Deci, el își Comentează lui uh, Specialul? Da. D discutăm despre el, da, da. Pentru că mi se pare că nu putem să facem cu Specialul de la români, dar ăsta e atât de deosebit încât putem discuta despre el. Am înțeles. Deci, voi vreți să mă înlocuiți la întreșor cu drăcea, nu? <laughs> deci, el care <laughs> e acum right aici. nu s-a right. gândit că îl înlocuim pe Costel, <laughs> care e aici acum, Teo. Uh, data viitoare când facem un Costel, înlocuim pe el. Ha? Nu? Nu m-am făcut înțeles? Ce? Ce? No? No? Păi ești tu acum aici și e Drăcea în locul lui Costel, după rațiunea ta. Deci da. eu rămân la întreșor sau cum facem? Că n-am înțeles exact cum da. Trebuie să spuneți că eu am de, am, mai am de tras. Păi da. 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 am niște cu idei să asta. schimbăm tot. A, înțeles zici că acum l-am înlocuit pe Costel cu Drăcea. Da, da, da. da nu mă, dar la faza că vorbiți și despre Costel cu Costel. Păi da, cu costel despre ce să vorbești? <laughs> Bă, măcar am, am, avut și eu o glumă pe ziua asta, că în rest să mă Vezi, Hana, așa, nu... așa se face, glume, mânca <laughs> mea e pizda de lesbian. Oh, mersi, Teo. Oh, Mulțumim că, că v-ați uitat. <laughs> parte da. Tu crezi că e la cantitate râs, nu e la, da, nu e da, la da, că da. ai râs, nu e la <laughs> cât da. ai râs. <laughs> V-am pupat. Gata. Ceau, frate. Nice. Gata, ieșim? Hai. La revedere.